Înțelegeri în lumea manelelor. Bogdan de la Ploiești și Costel Biju, doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de amnele din România, au ajuns la cuțite. Cei doi și-au trimis înțepături pe rețelele de socializare, iar totul ar fi plecat de la o colaborare muzicală. Nu ar fi fost pentru prima dată când cei doi fac piese împreună, aceștia au mai colaborat și în trecut, fiind extrem de apreciați de ascultători. Iată ce mesaje și-au transmis cei doi pe rețelele de socializare. Totul a pornit de la un Instastory pe care l-a făcut Bogdan de la Ploiești în urmă cu o seară. Artistul asculta o piesă intitulată Fără mine n-ai semnal, care încă nu a fost lansată și pe YouTube. Postarea lui a ajuns și sub ochii lui Costel Biju, care s-a supărat nevoie mare și i-a bătut obrazul colegului lui de breaslă. Se pare că piesa cu pricina ar fi trebuit să fie o colaborare între cei doi artiști, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs, iar Costel Biju nu a mai apucat să înregistreze la ea. După ce a văzut Instastory-ul, acesta a luat foc și a transmis un mesaj dur lui Bogdan de la Ploiești. Mesaj pentru Bogdan de la Ploiești, pentru așa zis fostul coleg al meu. Am văzut că ai făcut și tu piesa Fără mine n-ai semnal, fratele meu. Nu se face așa între noi, a spus Costel Biju pe Instagram. Bogdan de la Ploiești a reacționat și el pe rețelele de socializare, după ce artistul l-a acuzat că ar fi făcut piesa fără el. Tânărul spune că nu vrea să se certe cu colegul lui de breaslă și că după ce i-a fost prezentată piesa, i-a plăcut enorm și s-a decis că vrea să o interpreteze. Nu se știe încă de ce Costel Biju nu a mai făcut parte din proiectul muzical. Băi frățioare, dacă tu nu te-ai înțeles cu cei ce au făcut piesa, nu înseamnă că nu pot să cânt piese care îmi plac. Nu vreau să intru în polemică cu tine. Am ajuns la studio, mi-a fost prezentată piesa asta și mi-a plăcut foarte mult, a spus Bogdan de la Ploiești pe Instastory.